Alin Stoica, prefectul Capitalei, a declarat pentru postul nostru de televiziune că astăzi va avea loc o ședință a autorităților locale în care se va discuta despre creșterea capacității de vaccinare anticoronavirus în București. Stoica a precizat că a primit de la Direcția de Sănătate Publică solicitarea de a găsi noi spații și capacități de vaccinare, iar el, la rândul său, a trimis solicitarea către Primăria Generală și către primăriile de sector. Capacitatea de vaccinare trebuie să crească. Fluxurile de vaccinare sunt acum pline. Am primit deja de la DSP, de la Direcția de Sănătate Publică, solicitarea de a identifica spații noi și capacități noi pentru vaccinare, în sensul în care am și transmis solicitarea către toate sectoarele, către toate primăriile de sector și Primăria Capitalei. Prefectul Capitalei spune că toată atenția este canalizată în acest moment pe capacitatea de vaccinare și că vor fi mai multe discuții în acest sens. Nu avem deocamdată un program pe care să-l gestionăm noi, dar dacă vom fi solicitați în sensul acesta de minister sau de DSP, sigur că vom ajuta. Deocamdată preocuparea este pe zona de vaccinare, de creșterea capacității. Prefectul Capitalei a mai susținut că deocamdată nu există o intenție privind desfășurarea unei campanii mai largi de testare COVID-19 în București. Dar dacă Ministerul Sănătății, Direcția de Sănătate Publică ori Institutul Național de Sănătate Publică vor decide că o astfel de campanie se impune, prefectura o va susține. Pe testare, dacă autoritățile sanitare vor decide că este necesară o campanie de testare, cu siguranță vom sprijini această campanie.